Hei, salut, prieteni! Nici nu știu pentru cine fac video ăsta, nu știu exact ce vreau să spun. Tot o să fie o mare improvizație, nu am un scenariu sau ceva, deși poate ar trebui. Videoul se cheamă De ce nu mai fac videouri ca înainte și asta o să încerc să vă explic. Și pe lângă asta și alte chestii. Foarte multă lume mi-a spus și s-a plâns, m-a rugat să mai fac videouri ca înainte. Sau de ce nu mai fac videouri ca înainte, când îmi arătam toată ziua, când arătam cum îmi făceam omletă, cum îmi făceam cafeaua, cum mă trezeam, cum ieșeam din scară. Cel mai simplu răspuns la întrebarea asta este: dacă aș fi făcut videouri fix la fel cum am făcut primele 50 de videouri, dacă le făceam și pe restul 600, nu mai eram unde sunt acum. Mi-am dat seama că trebuie să mă adaptez ca să pot să supraviețuiesc, să zicem așa, în spațiul ăsta și ca să pot să cresc. Poate deciziile pe care le-am luat pe parcurs sau poate direcția în care am dus vlogul nu e cea mai corectă, însă deciziile au fost luate la momentul respectiv, iar eu am crezut că sunt cele mai bune. Este cumva un conflict, să zic, între cei care mă urmăresc de foarte multă vreme și cei care mă urmăresc doar de puțin timp. Pentru că în momentul în care fac chestii numai cu mașini sau numai evenimente, cei care se uită de mult la mine zic: bă, dar de ce nu mai faci cum făceai tu odată? Iar cei noi, când mai fac ceva ce făceam eu odată, nu știu, adică nimic, ziua mea pur și simplu în care nu se întâmplă mare lucru, ăștia care sunt mai noi abonați și sunt foarte mulți, pentru că anul am început cu aproape 20.000 de abonați și suntem la aproape 90.000, ceea ce pentru mine, având în vedere că canalul ăsta l-am crescut cu propriile forțe, fără cunoștințe, fără promovări prea multe, în ultima vreme, în ultimele luni, să zic, am început și eu să mă mai cunosc cu alți YouTuberi și să mai colaborăm, să cresc un pic mai serios, să mai dau câte un boost, să zicem, creșterii mele. Dar creșterea a fost destul de constantă și destul de bună. Eu sunt mulțumit cu creșterea, așa că cei care zic că de-aia nu se mai uită lumea la mine pentru că nu mai fac nu știu ce sau pentru că fac nu știu ce, aș vrea să-i contrazic, pentru că nu e adevărat. Se uită din ce în ce mai multă lume la mine și se abonează din ce în ce mai multă lume la mine. Deci direcția canalului nu este una absolut sigură. Canalul este în continuare despre viața mea. Dacă într-o zi mă duc la un eveniment auto sau dacă în ideea de a duce canalul ăsta mai spre zona auto mă duc la mai multe evenimente auto și, de exemplu, în ziua cu evenimentul nu mai filmez nimic altceva decât evenimentul respectiv, asta este o decizie pe care o iau spre binele canalului. Chestia asta este un business ca oricare altul. Cine spune că o face strict din pasiune, ori minte, ori face parte într-o minoritate destul de mică. Mi s-a dat exemplu în comentarii, mi s-au dat exemple YouTuberi care, de la care eu ar trebui să învăț cum să mă comport cu audiența mea. Ideea e că eu în continuare mă consider unul dintre puțini YouTuberi din România care sunt foarte sinceri cu audiența lui. Am fost acuzat de câteva ori că nu este așa, însă eu consider că așa este în continuare și consider că, de fapt, nu consider, încerc să țin comunitatea destul de aproape de mine, pentru că pe premiza asta am început canalul și asta vreau să fac și în continuare, chiar dacă nu mai răspund atât de des la comentarii cum o făceam înainte, chiar dacă nu mai răspund atât de des la mesaje pe cât o făceam înainte, dar cei care îmi dau mesaje trebuie să înțeleagă că este mai important să mă ocup de viitorul canalului decât să răspund la toate mesajele. Iar pentru viitorul canalului trebuie să cunosc lume, trebuie să iau produse în teste, trebuie să fac reclamă la diverse produse, la diverse servicii, pentru că acest canal se susține din chestia asta. Am spus de foarte mult că AdSense în România este neglijabil și că niciun canal, oricât de mare ar fi, nu se poate susține numai din AdSense. Ok, din AdSense, canalele mari care produc foarte multe vizualizări fac niște bani serioși, dar canalele care fac foarte multe vizualizări sunt de obicei și mai mari și necesită mai mulți bani pentru producția videolor. Tot în acest video vreau să mai adresez o nelămurire și o, nu știu, să zicem nelămurire pe care o au foarte mulți. De ce merg cu Fabia? Unde e Range Rover-ul? Unde e BMW-ul? Unde e Fiesta? Unde e aia? Unde e aia? Când merg cu Fabia, de ce nu merg cu Range Rover-ul? Când merg cu Range Rover-ul, dar unde e BMW-ul? De ce nu ai mers cu BMW-ul? Când merg cu BMW-ul, dar de unde e? Unde e Range Rover-ul? Ideea cu Range Rover-ul am explicat-o în video ăsta de aici. Nu am explicat-o cu atâtea detalii pe cât și-ar dori unii. Cine a vrut să înțeleagă, a înțeles. Ideea e că, ok, eu am decis să-mi fac viața publică, dar tot eu decid în fiecare zi cât de publică să o fac. Sper că sunteți conștienți cu toții că pe internet nu apare toată viața mea. Apare doar o mică parte pe care eu decid să o fac publică. Viața mea este mult mai mare, mult mai complicată, se întâmplă mult mai multe lucruri pe care eu decid să nu le pun pe internet, dar poate părea, pentru că așa vreau să fac, poate părea că aia este
Aia este tot. Sunt detalii pe care nu pot să vi le dau, sunt detalii pe care nu vreau să vi le dau și lumea, în loc să se bucure de ceva ce apare pe canal în plus, cum ar fi Range Rover, să zicem, cum ar fi BMW, aruncă cu tot felul de apelative și răutăți absolut gratuit. Nici nu vreau să vă dau toate detaliile la punct, așa, ce se întâmplă, fix ce se întâmplă cu Range Rover-ul, de unde e luat, cu ce bani e luat, de cine e deținut. Chestiile astea mi se pare că nu interesează pe nimeni decât pe cei implicați în jurul mașinii, să zicem așa, la fel și cu BMW-ul, la fel și cu Fabia. Deși mă plimb zi de zi cu Fabia, nu știți care este situația exactă a Fabiei, adică sunt chestii pe care mi se pare că nici nu ar trebui să le știți. Vorbeam acum câteva săptămâni cu o cunoștință, un prieten, dar nu suntem prieteni de foarte multă vreme, care se uită la videourile mele și mi-a spus că par arogant. În videouri par arogant și dacă nu m-ar cunoaște în viața de zi cu zi, i s-ar părea că sunt foarte arogant și foarte superior. Și nu e singurul care mi-a spus treaba asta, m-au mai acuzat destul de mulți de chestia asta și că m-am ajuns și că nu știu ce, mai ales în ultima perioadă. Nu ăsta e scopul meu, nu asta vreau să par. Ok, poate par, pentru că sunt mai, nu știu, mă aprind repede, spun lucrurilor pe nume. Da, apropo de exemplu care mi-a fost dat de alt YouTuber că ar trebui să mă comport ca el. Nu sunt genul de om care să spună numai lucrurile bune, nu sunt genul de om care are suficienți bani sau suficientă ipocrizie încât să fie super friendly pe video și în viața reală, nu. Știți foarte bine că de câte ori a fost o reclamă la mine pe canal, s-a văzut clar că este o reclamă și mi se pare de datoria mea să fac oamenii să înțeleagă că este o reclamă și să fac oamenii să înțeleagă că din banii pe care i-am primit pe reclama respectivă susțin acest canal. Sunt foarte mulți, dacă nu chiar aproape toți din sfera asta online, cel puțin în România, care ascund cu orice preț reclama. O ascund cu orice preț. Și de aia poate părea că în altă parte este, uai, ce frumos e acolo și ce distractiv și ce nu știu ce. Și dacă tot am ajuns un pic la partea asta cu bani, hai să vă explic cum, foarte, foarte pe scurt, cum e treaba cu banii, cel puțin la mine. Din treaba asta cu YouTube-ul, ies bani din foarte multe părți, numai că ies bani puțin. Din fiecare parte ies câte puțin, câte puțin din fiecare parte. Ideea e că am nevoie de toate acele surse de venit ca să pot să fac un venit suficient cât să pot să întrețin și acest canal și să pot să întrețin și viața mea ca să pot să mi-o dedic acestui canal, acestor canale, cam mai multe. Deci am nevoie și de AdSense, am nevoie și de afiliere. Dacă vă cumpărați ceva vreodată de la un magazin online, găsiți la mine descriere link-uri către majoritatea magazinelor online cu link-ul meu de afiliere ca să-mi dea și mie respectivul magazin un procent mic, care dacă se întâmplă destul de multe tranzacții, se adună și ies niște bani, iese un procent destul de ok din venitul meu lunar. Mă ajută foarte mult și donațiile de pe live și sunt foarte recunoscător, dar din nou nu sunt obligatorii sau ceva. Mă ajută foarte mult și cei care contribuie pe pagina mea de Patreon, care este în descriere, și mă ajută foarte mult, bineînțeles, și brandurile care vin să-și facă reclamă la mine pe canal. Nu sunt bogat, sper că nu asta credeți că încerc să par ceea ce nu sunt bogat, ba din contră. Încerc să fac astfel încât dacă am mers cu canalul spre zona asta auto, să vă arăt chestii interesante cu mașini, dar asta nu înseamnă că sunt bogat și le am pe toate eu, cumpărate personal din banii mei, puși banii pe masă așa toți, un sac de bani. Știți că stau cu chirie, am avut o singură vacanță anul ăsta de 10 zile în Spania, de care să vorbim în Q&A-ul pe care l-am promis deja de cred că de o lună. Așa că de câte ori puteți ajutați, chiar și cu un share, că n-am cerut bani nimănui, dacă tot ce ține de voi sunt donațiile de pe live-uri. Pe lângă faptul că nu fac live-uri foarte des, în live nu am cerut niciodată donații. Cine a vrut să dea, a dat și am fost absolut super recunoscător. Dar în rest, AdSense-ul se bazează pe vizualizări, deci un share ar fi absolut minunat. Banii din afiliere vin de la branduri, de la magazine. Oricum, cine își cumpără, își cumpără, dar dacă o face prin, dacă mă urmărește pe mine și o face prin link-ul meu, e cu atât mai bine. Așa că nici nu mă folosesc de audiența mea într-un sens negativ, nici nu sunt bogat, nici nu vreau să par. Sunt un om simplu, trăiesc o viață simplă ca foarte mulți dintre voi. Probabil că sunt câțiva care mă urmăresc, care au o viață mult mai ok ca a mea. Deci, ce se va întâmpla pe viitor? Direcția canalului este în continuare pe zona auto și pe zona de IT. Sunt două din pasiunile mele foarte mari pe care încerc să vi le arăt și vouă. Ideea de la început a vlogului a fost să adun pe lângă mine oameni ca mine,
Pentru că dacă te uiți la videourile mele, sunt șanse foarte mari să-ți placă același lucru ca și mine sau să rezonezi cu principiile mele sau, nu știu, pur și simplu să-ți se pare că sunt amuzant sau ceva. Vine iarna, o perioadă cu foarte puține evenimente, o perioadă cu zăpadă, cu frig. Probabil că mai mult ca sigur nu va fi ca vara. Iarna nu-i ca vara, știți cum e aia. Dar în continuare voi încerca să fiu cât se poate de sincer cu lucrurile pe care consider eu că trebuie să le știți. Dacă lumea mă întreabă ceva, răspund, nu m-am ascuns niciodată pe după deget. Nu sunt arogant, deși poate pot părea, dar sper să pot să fac cumva să nu mai par nici arogant, nici că mă cred superior, nici că mă laud sau ceva. Și sper să ajungem cât mai mulți prieteni pe acest canal și sper să mă pot baza pe ajutorul vostru și de acum încolo, cum ați făcut-o în acești 2 ani de vlogging, 2 ani și ceva. Eu zic că reușit să strâng pe lângă mine niște oameni foarte ok, tocmai prin prisma lucrurilor pe care le arăt sau le fac sau nu le fac pe vlog. Cam asta e ideea, nu este un video în care mă plâng de nimica, nu este un video în care sunt supărat, nu sunt supărat, totul e ok, m-am gândit doar să vă explic chestia asta, de ce nu mai fac videouri ca înainte și de ce nu este fezabil să mai fac videouri ca înainte, pentru că canalul nu ar mai fi fost aici unde este dacă făceam videouri ca înainte de 600 de ori cam aceleași videouri. Astăzi, de exemplu, am decis, mă gândesc de mult timp la video ăsta, dar astăzi am decis să-l fac pe ăsta pentru că am stat toată ziua în casă și am editat. Dacă nu știți, pe lângă treaba asta cu YouTube-ul, eu mai filmez și editez pentru alții, pe bani. Deci, dacă întreabă cineva care-i jobul meu, să zic așa, sunt freelancer. La un moment dat făceam programare acum mulți, mulți ani și m-am mutat încet, încet, odată cu interesul ăsta al meu pentru online și pentru partea de video, m-am mutat pe partea de filmat și editat. De ce vă spun asta? Pentru că astăzi am stat toată ziua și am editat și nu am făcut nimic interesant și oricum mă gândeam la video ăsta de foarte multă vreme, așa că sper că am lămurit niște chestii. Dacă mai aveți nelămuriri, mi le lăsați în comentarii și o să încerc să vă răspund sau să vă răspund într-un video viitor dacă răspunsul e un pic mai elaborat. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați că un share la acest video sau la oricare alt video mă ajută foarte mult. Sunt câteva videouri care mie îmi plac foarte mult, de exemplu, nu știu, evenimentul Cars & Coffee, finala campionatului de drift, etapa de la Brașov de viteză în coastă. Sunt foarte multe videouri chiar în ultima vreme care mi se par că sunt și arată foarte mișto și arată niște chestii interesante. Și cred că ar merita un share din partea voastră. Și bineînțeles, share-ul mă ajută foarte mult pentru că ajung și la alți oameni care nu știu de mine. Și astfel reușim să ajungem și noi poate la 100.000 până la sfârșitul anului. Ăsta este planul meu, ăsta a fost planul meu de la începutul anului. Nu știu dacă se poate realiza, dar cum am zis, cu ajutorul vostru, cu siguranță se poate realiza. Iar dacă ați ajuns până aici, la momentul ăsta în video, înseamnă că chiar sunteți prieteni adevărați. Cam atât. Nu uitați să vă abonați la canalul făcut deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine.